Vrem libertate, nu carantinare, asta au strigat oamenii în Piața Victoriei în cadrul unui protest duminică seara. La această acțiune au participat persoane care au reclamat abuzurile autorităților guvernamentale în legătură cu gestionarea pandemiei de coronavirus. Trebuie pe domnia sa, dacă cei 555 de pozitivi sunt, așa cum noi știm, se face câte un test pe zi fiecărui om infectat cu COVID. Aceste teste sunt raportate și a doua zi. Vreau să-l ajut pe domnul Arafat și să-l întreb. Testele făcute până acum s-au făcut doar în focarele de infecții? Vreau să-l ajut pe domnul Raed Arafat și să-l întreb, când am ieșit din starea de urgență și am avut 174 de cazuri, cel mai mic număr de până acum, bravo dumnealui, raportat la 3500 de teste, iar acum raportat la 14000 de teste, avem 600 de bolnaviri. Nu-mi iese regula de 3 simplă. Ne ducem în sus cu pandemia sau în jos cu pandemia? Săptămâna trecută, guvernul Orban a propus o lege prin care ar obliga bolnavii sau suspecții de COVID-19 să stea în izolare sau în carantină mai are de așteptat. PSD a anunțat astăzi că nu vor vota în Parlament legea privind carantinarea până când guvernul nu vine cu explicații. Vedeți că cu cât crește numărul de testări, crește și numărul de infectări, datorită faptului că de la început ei au greșit, pentru că testarea trebuia să fie făcută în masă, nu așa aleatoriu, și atunci s-ar fi descoperit de la început și poate că era o metodă mai bună de prevenire a răspândirii virusului. La noi, România, deja am ajuns, cum să vă zic, focarul Europei. Multe țări din Europa nu ne mai primesc. Să feresc de noi, parcă am fi ciumați. Asta e, și nu e bine. Are o notă negativă asupra poporului român. Cam asta. Să fiu sincer, nu știu ce să mai cred. Pentru că unii vorbesc de tratatul interguvernamental, dar nu se știe cine l-a semnat din partea României, tratat al Organizației Națiunilor Unite, și alții vorbesc de articolul 53 din Constituția României. Acum, care e mai puternic? Ori tratatul, ori Constituția, nu se știe. Dar, ca prevederi și ca asta, totuși, e cam dură. Nu cred eu că situația este atât de grea încât să vină cu niște restricții de ce mai trăim. Zeci de oameni nu sunt de acord cu această lege. Carantinarea și izolarea au scos oamenii în stradă. Protestul din Piața Victoriei a fost față de dictatura sanitară și cei mai mulți dintre participanți nu au purtat mască și nu au păstrat distanța fizică. Oamenii cer libertate și strigă hoții, criminalii, dar și vrem eliberare, nu carantinare. Se scandează libertate!